18, eu scriu. Deci este egal, hai să spunem aici, 42 minus 72, acolo nu trebuia să scriu, dar am scris de sub. Și mai trebuie făcut asta, da? Imediat, 72 plus 28, arunc la el și ne-a știind, îl muncim, minus 18. Să ne ocupăm de 7 ori 9. 7 ori 9, cum se face? Șapte ori nouă? Eu nu știu. Cred că nu-ți mai amintești, da? Trebuie, nu. Bun, atunci muncim. E nouă, cum se scrie? Deci zicem 7 ori. 5 plus 4. 5 plus 4. Foarte bine. 5 plus 4. Ce interesant este. 5 plus 4. Și dau mai departe. Și acum, muncim. Muncim. Vine 7 ori, vorbește, 7 ori 5. 7 ori 5. Da, 7 ori 5 plus 7 ori 4, plus 10, plus 7 ori 4. Că 7 de amândoi atacă. Se mulțește pe amândoi, că el se mulțeacă tot 9. Acum, cu fiecare în parte. 7 ori 4. Și este egal cu. E? 7 ori 5 avem în tablă? Ai, și felicitești. Cât este? 35. 35 plus 7 ori 4. Am mai făcut noi 7 ori 4, Sigur că da. Plus 28, vezi? Aceea care s-a întâmplat să fie. Vezi? Uneori îmi se repete. Și de ce trebuie să le ținem minte? E cam mai departe, cât faci acum? 8 cu 5 îi dă un 2, pe unul 3, 1, aici cu 1, 4 și cu 2, 60, 6, nu? E bine 6? 1 cu 3, 4, da. Și cu 2, 6, 63. În sfârșit, 63. 63. Uite, nu știi anumite rezultate, dar dacă știi asta cu 5, joci foarte bine cu 5. Da? Că mai te așezi foarte bine în stânga, în dreapta, e minunată șmecherea. Foarte tare. Și acum, ia să vedem cât face. 42 minus 72 nu poți face. Ce știm noi să facem? Toți cei cu... Toți cei cu plus ceva de o parte. Așa. Și plus cei cu minus ceva de o parte. Corect. Deci vine 42 plus 28. 42 plus 28. Așa. 42 plus 28, minus 72 și minus 18. E capul. Ia să vedem cât face. Așa încât. Deci 42 plus 28, minus 72, minus. Te rog pe tine, hai să te descurci. Să adunăm pe ăștia cu plus, adunăm și celălalt cu minus și să facem rezultatul final. Ia să vedem. 42 și 28. 70, corect. 70 și minus. Nu se poate. Asta s-a întâmplat iar să fie un moment greu, dar nu nimic, noi nu ne căjim. Pentru că vrem să facem acum un moment. O să ne descurcăm, să dăm rezultatul. Știm noi și mecheria aceea care va însemna un rezultat. Și 72 și 18 și 2 cu minus, îi adunăm cât face? 10. Deci 10 au făcut aici. Ok. 1 îl ducem aici. 8. Și cu 1? 9. Ei, cât este oameni? 70 minus 20. Ce? Ai zis 70? Oh, da, să spun. Cu minus. Așa. Minus. Minus 20. Foarte bine, mă rog. Deci nu te sperie. Că știi că există și astfel de numere, da?
Deci pui semnul celui mare, 90, un minus avea aici, și ca și cum ai avea următoarea chestie. Că tu ai doar 70 de lei în buzunar și trebuie să dai unui prieten, te-ai găsit cu el să-i dai 90. N-ai cum să-i dai 90, îi dai doar 70, dar ai tu și spui, prietene, mă mai aștept și mai rămân dator la tine cu 20 de lei. Mai rămân datoare. Data viitoare am să-ți dau special. Asta înseamnă. Da? Și tu știi asta și de aceea faci și în momentele acestea, faci și calculul acestea fără nicio emoție. O să vezi, iată în clasa întâi, dacă aceste lucruri le știm, ne sunt de mare folos. Astăzi dai vorbi foarte puțin în engleză. Da. De ce tu ai? De ce crezi tu? Ești foarte obosită. Te cred. De aceea rămânem să le spunem prietenilor noștri că mâine o să facem lecții numai în engleză, o să vorbești așa cum vorbești tu dezinvolt. Tomorrow we are going to do a lesson that's only going to be in English. Like there's going to be no Romanian. No, așa. O să se bucurie foarte mult. I hope you will enjoy it. Și să le spunem tomorrow. Să învețe tabla cu 2, cu 3, cu 4. Oh yeah, and also for your homework is to learn all of these until 10. Așa. Și eu am să o învăț. To 10. Da. Da? Și eu am să oh yeah, and I'm going to do homework. Și vă arăt. And I'll show you tomorrow. Așa. La revedere, dragilor. Bye, everyone.